cum arată acum mormântul lui Petrică Mâțu Stoian. Imagini dureroase din cimitirul din Craiova. Mii de oameni l-au condus pe ultimul drum. Regretatul Petrică Mâțu Stoian se odihnește în pace. Regretatul Petrică Mâțu Stoian a trecut în neființă la 6 noiembrie 2021. A fost condus pe ultimul drum în cimitirul ungureni de mii de români în Craiova a fost plâns de către familie, colegii săi și mai ales de către un popor întreg ce l îndrăgit. Petrica Mățu Stoian a trecut în neființă la 61 de ani din cauza unor complicații apărute după ce a fost infectat cu COVID-19. Terapia hiperbară care i-a fost aplicată la o clinică de lângă reșița i-ar fi adus moartea. La autospie, medicii au observat că regretatul artist avea plămânii foarte afectați. Impresarul său a declarat că l-a rugat de mai multe ori să nu se îndrepte către clinica de recuperare, dar a fost mult prea târziu. Cum arată mormântul său la o lună după moartea regretatului artist? A fost condus pe ultimul drum de mii de oameni. A fost iubit de către familie, prieteni și oameni din lumea muzicii populare românești, iar acum se odihnește la cimitirul Unguren din Craiova. La o lună de la moartea sa, coroanele de flori și lacrimile uscate acoperă mormântul lui Petrică Mâțu Stoian. Se spune că și-ar fi presimțit moartea și că a organizat în detaliu totul. Artistul și-a presimțit moartea. Și-a pregătit mormântul până la cel mai mic detaliu. Săptămâna trecută a fost la cimitir, a declarat acum o lună casa de discuri electrocord pe Facebook. Petrica Muțu Stoian a fost înmormântat în locul de veci pe care și l-a pregătit singur. A ales să fie înmormântat alături de Maria Gușman, soția impresarului său ca semn de omagiu. Mormântul său este plin de coroane din partea celor ce l-au regretat și abia dacă se mai întrezărește mormântul. La o lună de la moartea sa în locul de veci încă se mai simte durerea prin care a trecut un popor întreg.